Salutare, dragi prieteni! Continuăm blocul nostru educativ. Azi discutăm despre avatarul clientului, despre ipoteza avatarului clasic și ipoteza avatarului mai complex, Jobs to be done. Mie îmi spune Dumitru Talmazan, sunt specialist certificat Facebook, MBA Executive, 6 ani de activitate în domeniul digital marketingului, agenția SAP Digital Timp, școala talmazan.school. Respectiv, dacă vreți mai multe informații digitale, abonați-vă și informați-vă, pentru că avem foarte mult content util acolo. Până atunci, discutăm azi despre un bloc important în comunicare. De ce nu ne trebuie avatarul clientului și de ce noi trebuie să luăm în vedere că audiența către care noi ne adresăm este important să o cunoaștem. Există așa un exercițiu foarte simplu pe care puteți să-l faceți. Îi spunem noi cum se vinde o casă. Și fiți de acord că dacă eu aș vinde o casă pentru un bărbat, eu aș pune un accent mai mare probabil pe niște parametri tehnici. Asta nu exclude că sunt anumite categorii de domnișoare, domne, genul feminin, care la fel atrage atenția la parametru tehnic. Însă, dacă să luăm per general, faptul că este 2,20, faptul că este din cărămidă, monolit sau beton, mai mult ar interesa pe bărbați. Și faptul că alături este grădiniță, este un view spre parc, este cu balconul spre sud, nord, est, est, mai mult ar interesa pe doamne. Respectiv, ar însemna oare că mesajul trebuie să fie diferit sau nu? Probabil da, probabil trebuie să luăm în vedere că am format textul un apartament exclusiv în zona centru, alături de parc, grădiniță și un ecosistem favorabil pentru familia ta, ar fi mesajul pentru femei, iar 370 de metri pătrați din monolit, 2,20 metri pereții și încălzire subterană, o să fie un mesaj mai adaptat bărbaților. Astfel, campaniile noastre publicitare în social media prind un alt sens dacă noi adaptăm nu doar la gen, nu doar la vârstă, dar și la capacitatea comportamentală de a percepe informații de la oameni. De aceea noi spunem că avatarul clientului sau analiza avatarului clientului în formatul Jobs to be done, pe care o să vă-l spun în câteva secunde, este destul de important și este vitală pentru ca campaniile noastre să prindă o altă abordare în contextul de comunicare noastră digitală. Însă, până merge spre Jobs to be done, vreau să luați în vedere un exercițiu foarte bun și minim asta trebuie să-l faceți, este avatarul clasic al clientului. Vedeți-l în cranile voastre, este un model în care noi avem un soi de vârstă, gen, locație, interese, nivel de studii, social, domeniu de activitate, venituri, statut familial, hobby. E un soi de CV, dacă vreți, care probabil cu nimic nu o să ajute pe majoritatea din voi, iar unii deseori se conduc după acești parametri. Însă, de înscris puteți să scrieți acești parametri. Iar vreau să vă atrag mai mult atenția în contextul avatarului clasic acești 4 cadrane. 4 cadrane care ne răspund la întrebările despre valorile clienților, despre obiecțiile lor, despre fricile lor și despre sursa lor de informare. Întrebați-vă care sunt valorile clienților voștri. Spre exemplu, un sfat pe care nu mi l-ați cerut, dar vă-l dau, este niciodată sau ar fi de dorit să evitați expunerea, exprimarea, lobarea la minim 3 valori care există în societatea noastră, care sunt normale, corecte, dar business-ul, afacerea, nu ar fi bine să le abordeze. Este sex, religie și politică. Deci, nu ar fi ok ca business-ul să se expune vis-a-vis de orientarea sexuală, e bine, e rău, trebuie, nu trebuie, despre preferințele religioase sau cele politice. Afacerea are de procesat atât oameni liberali cât și conservatiști, atât de stânga, de dreapta, centru, de sud, de vest, de nord, de vest, femei, bărbați, din diferite culturi. Am luat acest exemplu din experiența mea pe la începuturi când comunicam în direcția de social media, am fost angajat la un fitness centru și era o chestie destul de interesantă că fitness centru avea o zi liberă pe an, 1 ianuarie. El nu putea să-și permită să-și facă o zi liberă de bobotează sau de sâmbăta morților sau de anul nou pe vechi, anul nou pe nou, 25 decembrie sau 7 ianuarie sau... pentru că în acel fitness centru veneau oameni de diferite confesiuni, diferite culturi, veneau oameni la care anul nou în general e în martie. Respectiv, tu nu poți să... să domine în contextul comunicării tale o anumită poziție. Poate cu o mică excepție, când tu ești concret magazin, spre exemplu, bisericesc.
Și atunci, cu siguranță, tu vei comunica doar despre acest moment. Dar dacă noi vorbim în general despre brandurile comerciale, despre cei care vând servicii, produse, recomandarea mea este că la primul element, valorile, blocul, cadranul de valori, la voi trebuie să fie neapărat completat ca să vă dați seama ce direcție merge. Fix așa treceți pe toate direcțiile, obiecțiile, fricile, sunt două surse extraordinare pentru contentul care voi trebuie să-l creați. Dacă voi știți că obiecția mea este că este scump, dacă eu știu că obiecția voastră este frica voastră, dar cine este acest băiat, domn, care vorbește acum? Și eu, spre exemplu, aș avea scop să vă vând ceva, atunci eu trebuie să vă arăt cât mai mult content util, gratuit, ca voi să vedeți că aici este o umplutură care își merită banii, care își are un return of investment-ul. Dacă eu știu că obiecții oamenilor sunt da, dar online nu mă precep, nu prea îmi place să consum, înseamnă că eu ar trebui să creez evenimente offline. Sau dacă obiecția este, care noi apropo închidem prin evenimentele online, este da, dar eu mă aflu în Italia, Spania, Franța, România, Ucraina, Moldova, Rusia, America, nu contează unde, și noi spunem ok, există programul de instruire online. Dacă noi facem analiza obiecțiilor și a fricilor clienților, dacă noi luăm în vedere contextul de valori și calibrăm tot acest segment la al patrulea cadran, care este sursa de informare, și eu știu că clienții mei se informează în reviste, în radio, sau se informează în Facebook, sau Instagram, sau TikTok, noi toate aceste elemente le afișăm acolo și ele primesc o conversie foarte puternică. Deci eu vă sugerez să vă faceți un screen acum la acest tabel, să vă transcribați într-un Excel acest moment și să răspundeți la aceste întrebări pentru o comunicare mai eficientă. Iar dacă vreți un upgrade, dacă vreți ceva mai complex, dacă vreți ceva mai un nivel mai conștient a clienților, atunci în dans intră așa element ca Jobs to be Done. Jobs to be Done este o filosofie pe care o sugerez să o studiați prin internet și prin direcția de social media comunicare, direcția de marketing comunicare, direcția în general de înțelegerea clienților voștri. Care este motivul real de ce clienții voștri cumpără de la voi? În engleză se zice de ce ei angajează produsul vostru. Respectiv, noi avem minim 6 paradigme care ne permit ca noi să înțelegem care valoare trebuie noi să o activăm. Este cheapest, biggest, hottest, fastest, easiest, expertest. Este ieftin, mare, inovativ, primii, inovatorii, este simplu, ușor de utilizat sau este detalizarea și adâncimea. Deseori, oamenii trebuie să-și aleagă care este poziționarea lor, către audiența lor. Și sunt două căi pe care voi puteți merge. Prima, cum vreți voi să fiți, a doua, ce au nevoie oamenii. Adică, în realitate, eu înțeleg că în produsul meu, oamenii au nevoie de biggest, adică utilizatorii mult mai plăcut le este să lucreze cu o companie oficială mare decât cu cineva pe care ei nu-l cunosc. Al doilea parametru pe care pentru mine contează și eu cred că și pentru utilizatorii, clienții, partenerii noștri, asta este expertest. Pentru ei contează că să fie oameni cu experiență. Noi nu ne trebuie să ne spui un training despre Facebook care are 2 miliarde de oameni și Facebook este o platformă care poate să-ți mărească vânzările. Noi ne trebuie să ne dai carne, să ne dai ceva content util de expertiză într-o abordare specifică ca noi să luăm ceva, pentru că informația în general la internet se poate găsi. De aceea noi am luat parametri în compania Telmazan Schools, spre exemplu Biggestum, noi creăm o companie mare, noi creăm precis, mergem pe partea de expertise în care eu am dedicat foarte mult timp, ani de zile pentru a învăța, am primit certificarea MBA, am primit certificarea Facebook, primit certificarea Marketing Expert, pentru ca serviciul prestat de noi să fie la un nivel foarte înalt. Și atunci eu nu vreau să fiu cheapest, eu nu vreau ca serviciul meu să coste puțin. Eu vreau să angajez oameni buni și vreau să am capacitate să asigur lor un mediu corect de existență. Pentru asta eu trebuie să dau un produs calitativ, un produs bun. De aceea tu, dacă vrei să-ți dezvolți business-ul,
Întreabă-te, ce vrei tu să fii? Vrei să fii mare sau vrei să fii repede? Tu ești un fast food care nu neapărat trebuie să fie, spre exemplu, deseori calitativ de dorit, dar el trebuie să fie repede. Tu când te duci să mănânci un steak, tu nu te duci la fast food. Tu te duci la un restaurant, pentru că știi că steak o să coste 10-20 de dolari și tu ești gata să aștepți o oră de vreme. Pentru că este client service, este muzică, este atmosfera. Și asta este un job to be done. Dacă noi vrem să semnăm un contract de 100.000 de euro, tu nu o să te duci la o berărie. Dar dacă vrei să te vezi cu un prieten, job to be done este o berărie. Dacă tu vrei să privești un video, tu nu o să te uiți în Facebook, tu o să te uiți în YouTube. Dacă vrei să petreci un pic timpul relaxant, o să te uiți în Instagram Stories, în TikTok. Și aici content marketingul inclusiv se adaptează în direcția job to be done-ului. Eu sper mult că minim introducerea asta pe care mi-am planificat-o să vă fac în contextul de job to be done, în contextul de avatara clientului, va fi un start în care să vă întrebați, dar cine este utilizatorul meu? Dar cum vrea el să fie prestat serviciul în baza căruia eu activez? Dar cum vreau eu să mă poziționez în această piață raportat la preț, calitate și poziționarea de branding? Și unde el se informează? Care sunt fricile lui? Care sunt valorile lui? Care sunt obiecțiile lui? Cine sunt eu? Cine este clientul meu? Și toate aceste răspunsuri ne permit să creăm un produs mult mai calibrat, mai calitativ și mai valabil. Cam atât pentru astăzi. Sper mult că a fost util. Dacă a fost util, ne găsiți pe talmazan.md, Instagramul meu, talmazan.school și ASAP Digital Team. Până atunci, succes, conversii și baftă în activitatea digitală.